felicitări pentru premiu, felicitări pentru burtică. Bună seara, vă mulțumesc mult și mulțumim tare mult. Mulțumim, ce să zic? Cum sunteți? Ați fost la Paris, la Disneyland, ne-ați anunțat ceva frumos de acolo, cum decurge, cum e viața voastră acum? Este foarte frumos, într-adevăr am avut o vacanță foarte frumoasă, dar și obositoare în același timp, că ne-am plimbat foarte mult și ne-am distrat chiar la Disneyland. Am văzut doi copii, așa, care s-au bucurat de copilărie. Am forțat copilăria. Prima oară ați fost acolo? Eu am mai fost odată, dar... Eu am fost în Tokyo, tot la Disneyland, da. Am mai simțit senzațiile respective, dar ne-am bucurat foarte tare de toată atmosfera care a fost acolo și am forțat copilăria, cum a zis Cristian, și ne bucurăm de perioada asta, pentru că este o perioadă foarte frumoasă pentru noi și o așteptam de mult. Câte luni ești acum, așa, dacă poți să ne spui? Suntem 3 luni jumate însărcinată, aproape 4 luni imediat. Timpul trece foarte repede, într-adevăr. Încerc să profit de fiecare moment și să ne bucurăm la intensitate maximă, să trăim emoțiile exact așa cum trebuie trăite și cum vrem noi să le simțim, de fapt. Și, nu știu, să fim relaxați. Că următoarea perioadă ce urmează pentru noi cu siguranță va fi stresantă. Știți deja ce o să aveți? Fetiță, băiețel sau păstrați pentru voi? Nu știm momentan, nu păstrăm pentru noi. Cu siguranță veți afla și voi când vom afla și noi. Pentru să facem un, o petrecere. Da. Cristian își dorește, are dorința de a face un gender reveal și să aflăm cu toți împreună. Și eu sunt foarte curioasă, dacă mă întrebați pe mine personal, dar i-am respectat dorința soțului. Că... preferințe, cum se zice? Nu, important dar, este până că... acum am auzit că o să am doar fetiți. Important este că acest copil, când se va naște, va fi un copil, deja este iubit și dorit, va fi iubit la cote maxime și protejat din toate punctele de vedere și ne dorim să fie sănătos. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu această minunăție. Cum e, Cristian? Emoționant și îl așteptăm. Abia aștept să-l țin în mână. O să fiți așa niște părinți tineri, nu v-ați fi dorit un pic să mai copilării și voi? Suntem pregătiți, 100% de așa ceva. Da, cred că suntem pregătiți pentru simplu fapt că lucrurile merg foarte bine în relația noastră și cred că fiind unul lângă altul și am noroc cu un soț atât de... alături de mine și atât de grijuliu și atât de sensibil încât mă face să mă simt foarte liniștită, ceea ce nu am auzit de foarte multe ori într-o relație că ar fi o perioadă foarte frumoasă, dar și stresantă pentru că se fac schimbări. Dar Cristian este foarte relaxat, îmi transmite acest lucru și pe mine mă ajută foarte mult. Stare de bine, da. Da, chiar și la nunta ai fost foarte relaxat, așa, la cununie. Eu sunt peste tot relaxat. Eu îmi trăiesc viața alături de Larisa, ne trăim cele mai frumoase momente, relaxat și de aia suntem soț și soție. Da, este și foarte optimist, este și foarte glumesc și atunci cumva lucrurile iau un contur foarte frumos și este foarte plăcut să stai lângă un om care vede partea bună a lucrurilor și nu se tensionează indiferent de situație, pentru că da, există și momente mai puțin plăcute în viață, dar el le ia așa, relaxat și totul este foarte bine. Ce vă doriți pentru voi de acum încolo? Eu îmi doresc, din punctul meu de vedere, îmi doresc să fim la fel de uniți pe cât suntem, să ne iubim sincer, să fim loiali unul altuia și cu siguranță totul va veni de la sine. Odată ce ai toate aceste aspecte, cred că totul funcționează cum trebuie. Vă dorim și, adică, nu știu, o sarcină ușoară. Mulțumesc. Și să fie așa cum, după sufletul vostru. Doamne ajută, mulțumim mult. Și aș vrea să te mai întreb, dacă ar fi fetiță, o să-i dai numele din partea mamei? M-am gândit la acest aspect, încă nu l-am discutat cu Cristian într-o amploare, să zic așa, pentru că îmi doresc ca atunci când mă uit la copilul meu să fie o bucurie pentru mine și odată cu, poate, dacă ar moșteni numele mamei mele, cu toate că mi-ar plăcea foarte mult, cred că mi-aș aduce aminte că nu am alături de mine și îmi doresc să o păstrez în sufletul meu cu bucurie și să-i povestesc copilului nostru despre ea, așa cum era ea veselă și frumoasă, dar, nu știu, vom vedea pe parcurs asta. Rămâne la alegerea noastră exact când va trebui să vină momentul. Auzi, mai zine, știu, o chestie. Un tătic responsabil, așa? Un tătic responsabil o să fii?
cu siguranță o să fiu cel mai responsabil și o să am grijă ca atât ea cât și copilul meu să aibă cea mai frumoasă viață și o să fiu mereu alături acolo, indiferent de situație. N-am emoții. Ce să aibă bebelușul de la Larisa? Uite. Ce-ți place cel mai mult la ea? Tot. Ochii. Ochi. Vreau ochi. Ei. Atât? Ochii sunt cei mai frumoși, iubire. Ce să aibă bebelușul de la soție? La Cristiana mi-aș dori să aibă culoarea ochilor, mi-aș dori să aibă tenul lui și zâmbetul lui cu care m-a cucerit, pentru că zâmbește într-un anume fel și mi se pare special așa cu totul, cum este el. Și sensibilitatea lui, pentru că cu atât că este un om înalt și foarte puternic, cu toate astea este un bărbat foarte sensibil și cu asta m-a cucerit foarte tare. Da, s-a judecat. Să fie cum vă doriți. Doamne, să fie cum e iubirea dintre noi doi. Da, mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.